Pe cei care aveți Biblia cu dumneavoastră, vă invit să o deschideți în Cartea Judecători, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 7. Cine știe a câtea carte din Biblie este Cartea Judecători? A cincea, mai puneți. A șasea, ferbinte. A șaptea carte, Domnul să vă binecuvânteze, așa ca să vă ajutăm pe cei care căutați. Judecători, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 7. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Era un om în Țorea din familia daniților care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, căci vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Briciul nu va trece peste capul lui, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui și el va începe să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor. Femeia s-a dus și a spus bărbatului ei: un om al lui Dumnezeu a venit la mine și avea înfățișarea unui înger al lui Dumnezeu, o înfățișare înfricoșătoare. Nu l-am întrebat de unde este, nici nu mi-a spus care este numele, dar mi-a zis: tu vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu și acum să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat, pentru că acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele mamei lui până în ziua morții lui. Amin. Vă invit să luați locurile. Știu că unii dintre dumneavoastră mă cunoașteți deja și știți că deloc sunt din cel mai mare sat din România, singurul sat cu aeroport, din orașul Satul Mare, căsătorit aici la Bihor, mai exact în faimoasa localitate Chiribiș. M-am mutat în Oradea și chiar în 2007, când s-a deschis granița, chiar în ianuarie, prima dată pentru români, atunci am plecat în Anglia și la început am început să lucrez ca și salahor, apoi am început să învăț câte un pic de meserie, apoi am început să pun prin poștă pe la oameni în vremurile alea încă funcționa, că ofer servicii în construcții. Mai apoi mi-am deschis o firmă și pe când îmi mergea foarte bine financiar, pe când aveam cei mai mulți bani din viața mea, nu eram fericit. Și există o vorbă la noi: banii n-aduc fericirea. Chiar am avut bani mulți, dar nu eram fericit și Dumnezeu mi-a vorbit, am mai avut mai multe descoperiri, am cerut 3 semne de la Domnul și în 2012, acum 11 ani, am plantat Biserica Peniel din Londra. La început eu cântam, eu predicam, eu făceam curat și eu plăteam și chiria. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat și suntem mai mulți acum. Dar ce vreau să zic cu asta este că în urmă cu 3 săptămâni am mai deschis o biserică într-un oraș numit Hemel Hempstead. Pentru cei care aveți un pic de cunoștință despre Anglia, în Londra sunt foarte multe biserici românești pentecostale și următoarea localitate unde sunt multe biserici pentecostale din apropierea Londrei este Luton. Și între Londra și Luton, la jumate drumul, mai aproape de Londra, este un oraș Hemel Hempstead, cam cu 100.000 de locuitori, și acolo nu era nicio biserică pentecostală și sunt foarte mulți români ca și Londra. Și în urmă cu 3 săptămâni, cu ajutorul lui Dumnezeu, am pornit și acolo o biserică și fratele Radu Mariș, Domnul să-l binecuvânteze, mi-a zis: ori de câte ori vii în România, te așteptăm la Speranța, Domnul să-l binecuvânteze.
Vă aduc saluturile celor două biserici și zic Dumnezeu să vă binecuvânteze cu mult har, cu multă putere și cu mare binecuvântare aici la Speranța Oncea. Amin. Vă zic și ce apreciez la biserica dumneavoastră, am mai fost la dumneavoastră, v-am mai urmărit, apreciez organizarea nu doar în macro, ci și în micro, cum se zice, în detaliu pe care o aveți aici la biserică, și apreciez că aproape toată biserica slujește. Ba la cor, ba la fanfară, ba la ordine, ba la lucrarea cu copiii, și cei care nu slujesc, Domnul să le dea de gândit și să se înscrie și ei în lucrarea Domnului. Amin. În urmă cu câteva luni de zile, împreună cu copiii, au vrut să ne uităm la un film. Și am zis, hai să căutăm un film bun, din care și să învățăm ceva. Că acum multe filme bate în vață cum să înșeli și să ajungi bogat fără să muncești, bate în vață cum să te bați, să te lupți, ba, bagă groaza în tine și nu mai poți dormi noaptea, sau te învață imoralitate. Deci hai să căutăm un film care să fie potrivit. Și am dat peste filmul acesta Samson și ne-am uitat la el și mi s-a părut foarte apropiat de Biblie. Și după ce m-am uitat la viața lui Samson cu acest film nou, mi-am dat seama că n-am vorbit niciodată din viața lui Samson. Am luat Biblia și am citit cele patru capitole pe care Biblia le alocă lui Samson, patru ca și lui Iona, și le-am citit și recitit de vreo 10 ori. Și Dumnezeu mi-a dat un mesaj pe care l-am ținut în biserica noastră și venind spre dumneavoastră, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să-l împărtășesc și cu dumneavoastră în biserica dumneavoastră și am intitulat acest mesaj, care este un mesaj de încurajare, de zidire, de binecuvântare, Samson, între un destin glorios și ispitele acestei vieți. Am citit cele patru capitole de mai multe ori și am descoperit câteva lucruri vrednice de luat în considerare, câteva lucruri deosebite despre Samson, câteva lucruri foarte importante. Primul lucru pe care l-am găsit și care a ieșit foarte puternic în evidență este că Samson a fost un om ales de Dumnezeu. El nu a fost un om oarecare. El a fost un om pe care Dumnezeu l-a ales. Spuneam câte cărți sunt în Biblie și unii, adică a câtea carte judecători, și unii a zis de Iosua. Iosua este a șasea carte din Biblie. Și ce mi se pare foarte interesant este că în finalul cărții lui Iosua și în începutul cărții judecători există o frază care se repetă. Și fraza este aceasta: câtă vreme a trăit Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua, poporul a slujit lui Dumnezeu. Și apoi spune Biblia că Iosua a murit, bătrânii din vremea lui Iosua au murit și a venit o generație de tineri care n-aveau experiențe cu Dumnezeu, aveau pe cale orală ce a făcut Dumnezeu, aveau istoriile, aveau aceste informații, dar n-aveau experiențe cu Dumnezeu. Și poporul s-a îndepărtat de Dumnezeu. Și Dumnezeu n-a mai fost obligat prin contractul pe care l-a făcut la muntele Sinai cu poporul să-i păzească, să-i binecuvânteze, să-i ajute, că el a făcut o înțelegere cu el. Dacă mă veți sluji, dacă mă veți asculta, eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Și noua generație a rupt contractul cu Dumnezeu. Și în această situație intrăm în Cartea Judecător, în care există acest ciclu care se repetă. Evreii erau duși în robie de către filisteni și când le era mai greu se rugau lui Dumnezeu. Acum, ca să ne putem imagina ce înseamnă să fii dus în robie de către filisteni. Aveai un teren și îl lucrai tot anul și urma să culegi recolta. Și când culegeai recolta și era aproape gata de cules recolta, vineau filistenii cu armatele lor și te supravegheau la culesul recoltei. Și ziceau, 80% din tot ce ai strâns este pentru filisteni. Și dacă mai aveai un băiat așa gata de căsătorie,
ziceau, pe el îl vrem în armata filistenilor și ți-l vom lua din casă și va fi robul nostru pe viață. Și cam asta era domnia sub Imperiul Filistean de atunci. Și Biblia spune că atunci când era mai greu și când nu mai puteau, știți că și în Israel, m-am uitat la o statistică, 52% dintre evrei nu mai cred în Dumnezeu și problemele astea s-ar putea să fie și pe fondul faptului că l-au părăsit pe Dumnezeu. Și zice Biblia, când le era mai greu, se întorceau la Dumnezeu, strigau către Dumnezeu și Dumnezeu din când în când ridica câte un judecător care să elibereze, câte un om care nu era perfect, dar pe care Dumnezeu îl folosea ca să-i scoată de sub robia dușmanilor lor. Și așa se face că Dumnezeu a ridicat oameni ca și Iefta, ca și Gedeon, ca și Debora și în cazul nostru pe Samson. Pasajul pe care l-am citit ne spune despre faptul că la un moment dat un înger al lui Dumnezeu a venit la nevasta lui Manoa, care nu putea năștea, nu putea să nască, să aibă copii, și Dumnezeu i-a zis, tu care ești o femeie starpă, tu vei avea un copil. Și copilul acesta va trebui să țină câteva reguli, pentru că el a fost ales de Dumnezeu și dedicat lui Dumnezeu. M-am întrebat așa în mine, când am citit pasajul acesta, de ce îngerul nu a vorbit cu bărbatul? Că doar la evrei bărbatul era capul. Zice cuvântul lui Dumnezeu că nevasta lui Manoah îi spune soțul ei, uite, a venit un înger la mine, mi-a vorbit, avea o imagine înfricoșătoare și Manoah zice, bă, dacă e de la Dumnezeu, vreau și eu să îl văd pe înger. Și se roagă, aduc o jertfă și vine din nou îngerul. Și Manoah zice, bă, dacă semnul ăsta că vom avea un copil e adevărat și de la Dumnezeu, te rog să faci să coboare foc din cer peste jertfa noastră. Se coboară foc din cer și în timp ce se coboară foc din cer, Manoah se sperie, îngerul se ridică în flăcări și Manoah vrea să-i aducă închinare. Și atunci am înțeles de ce îngerul nu s-a arătat lui Manoah, ci s-a arătat soției lui, pentru că soția lui era mai credincioasă și pentru că soția lui a înțeles un lucru, că singurul care merită toată închinarea în cer, pe pământ și sub pământ, este Domnul Dumnezeu. Îi respectăm și pe frații de alte credințe, dar noi înțelegem un lucru, că nu există închinare decât cea pe care trebuie să-i o dăm lui Dumnezeu. Și trupul lui Moise n-a mai fost găsit pentru că s-a obișnuit cu el. Îi durea spatele, mereu la Moise, Moise îi vindeca. Aveau niște conflicte, nu reușeau să ajungă la un numitor comun. Moise rezolva problema, n-aveau mâncare, veneau la Moise, Moise rezolva toate problemele. Și după 40 de ani Dumnezeu zice, n-am să-l las pe Moise să rămână în popor, că ăștia o să-l mumifieze poate și o să îi se închine. Pentru că învățăm în această dimineață, dragii mei, că singurul care merită toată închinarea în cer, pe pământ și sub pământ este Domnul Dumnezeu, amin. Nici predicatorii nu merită închinarea, nici preoții nu merită închinarea, nici sfinții nu merită închinarea. Singurul care merită închinarea este Domnul Dumnezeu. Și primul lucru pe care l-am învățat când am citit viața lui Samson, dragii mei, este că Samson a fost ales de Dumnezeu. Dar ce vreau să spun cu treaba asta este că și noi am fost aleși de Dumnezeu. Și pe noi Dumnezeu ne-a ales. Uitați ce zice Efeseni, capitolul 1, cu versetul 4 și 5. Aici cuvântul lui Dumnezeu zice așa. În el, Dumnezeu ne-a ales, cine știe? Înainte de întemeierea lumii. Ca să fim sfinți și fără prihană înaintea lui, după ce în dragostea lui ne-a rânduit, mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale. Și un verset și mai direct este cel din Romani, capitolul 9, cu versetul 16, care zice așadar, nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu, care are milă, slăvit să fie Dumnezeu. Să nu avem impresia că noi ținem pocăința, să nu avem impresia că noi cu carnea noastră l-am găsit pe Dumnezeu, să nu avem impresia că din cauza că noi suntem ambițioși, suntem pe calea lui Dumnezeu.
Cel care ne-a ales pe noi și care ne-a ajutat pe noi și care ne menține pe noi pe drumul acesta este Dumnezeu. Și în această dimineață învățăm și noi împreună cu Samson că și pe noi ne-a ales Dumnezeu. Dumnezeu te-a atras la El. Dumnezeu ți-a dat harul să faci pasul acesta. Dumnezeu este acela care te întărește în fiecare zi. Și Dumnezeu te-a ales și pe tine și pe mine, slăvit să fie numele Lui. Asta îmi spune mie că ești important pentru Dumnezeu. Asta îmi spune mie că Dumnezeu este cu tine. Asta îmi spune mie că tu ai valoare înaintea Lui Dumnezeu. Asta îmi spune mie că Dumnezeu, care a început o lucrare bună în viața ta, o va duce până la capăt, slăvit să fie Dumnezeu. Să nu ne mai comparăm cu oamenii din lume. Noi avem ceva ce oamenii din lume nu vor avea niciodată. Noi îl avem pe Dumnezeu. Noi suntem noul Ierusalim, noi suntem poporul lui Dumnezeu, noi suntem mireasa lui Hristos și Dumnezeu este de partea noastră, slăvit să fie numele Lui. Un alt lucru care l-am observat la Samson, dragii mei, pe lângă faptul că Dumnezeu l-a ales, a mai descoperit un lucru foarte interesant, și anume că Dumnezeu l-a înzestrat foarte tare pe Samson. A fost cel mai înzestrat evreu, din punct de vedere fizic, care a trăit în poporul lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că avea puteri supranaturale. La un moment dat, când mergea prin afara cetății, s-a întâlnit cu un leu. Și știți că leii sunt foarte puternici. Și Samson, fără arme, fără nimic, a ucis un leu. Apoi spune Biblia că a ieșit un conflict între el și filisteni și cu o falcă de măgar, Samson a ucis 1000 de oameni. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că la un moment dat, în această tensiune dintre filisteni și Samson, Samson a prins 300 de vulpi. Bă, m-am gândit și eu, mă, cum Doamne le-a prins? Un frate ne-a făcut o parcare la căsuța noastră mică din Anglia și chiar când a fost gata, noi avem și camere video, putem vedea și pe telefon, chiar când a fost gata parcarea, primele seri, 5 vulpi am prins pe video. Veneau acolo și mi-au zis niște vecini, acum își marchează teritoriul, nu-i mai parcarea ta, e parcarea lor. Și câteva serii în fiecare seară veneau acolo. Odată ne-au și mâncat un iepure, o vulpe, în Anglia sunt foarte protejate. Am încercat să prindem una, dar n-am reușit niciodată. Spune Biblia că Samson a prins 300 de vulpi. Și vin mulți și zic, bă, pocăiților, bă, voi sunteți cei mai creduli oameni, bă. Dar au făcut Dumnezeu soarele a patra zi și au fost lumină în prima zi. Cum se poate asta? Zic, foarte bine, Dumnezeu este lumină. Deci, bă, dacă l-a înghițit pe Iona peștele, acolo e un acid, cum de-o rezistat 3 zile? Dumnezeu face tot ce vrea în cer și pe pământ, amin. Și Dumnezeu face cum vrea și ce vrea și tot ce zice Dumnezeu e adevărat. Nu trebuie să vină știința să ne explice ce face Dumnezeu. Dumnezeu poate să facă și imposibilul și ceea ce știința nu poate să explice niciodată, slăvit să fie numele Lui. Samson a prins 300 de vulpi. Samson a doborât cu mâinile întreg castelul lui filistenilor. Samson, doar cu mâinile goale, a luat porțile cetății și le-a dus în vârful dealului. Pentru că Dumnezeu l-a înzestrat pe Samson cu puteri extraordinare. Spune Biblia că îl legau ăștia cu funii și le rupea ca și pe ațe. Dar nu doar cu puteri fizice l-a înzestrat Dumnezeu pe Samson. Când am citit viața lui, am observat că Dumnezeu l-a înzestrat și cu daruri spirituale. Dacă veți citi cele 4 capitole de mai multe ori, veți observa un lucru, că Biblia specifică, Duhul Domnului venea peste Samson. Samson avea o relație cu Duhul Sfânt. Samson avea Duhul lui Dumnezeu peste viața lui. Apoi, mai mult decât atât, în Biblie vedem că el avea și darul rugăciunii. Se ruga și Dumnezeu împlinea rugăciunea. După ce a bătut 1000 de filisteni cu o falcă de măgar, spune cuvântul lui Dumnezeu că i-a fost foarte sete lui Samson și Samson
A zis, Doamne, nu mă lăsa să mor. S-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a deschis o stâncă și a curs apă. La final, când Samson a fost prins și legat și dus în palatul filistenilor, Samson s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ascultat. Înțeleg, dragii mei, că Samson nu avea doar puteri fizice. Samson era înzestrat și cu daruri spirituale. Și ce vreau să zic în această dimineață, dragii mei, că și pe noi Dumnezeu ne-a înzestrat și cu daruri fizice, dar și cu daruri spirituale, slăvit să fie Dumnezeu. În pilda talanților, ni se spune că Dumnezeu a dat talanți la fiecare din robii Lui. Nu există un om fără daruri în biserică. Nu există un om fără abilități. Dumnezeu ne-a dat talanți la fiecare. Apoi și noi, ca și Samson, avem darul Duhului Sfânt. Îmi place așa de mult versetul acela din Ioan care zice: ungerea care este în voi vă învață, cine știe? Toate lucrurile. Așa că nu mai aveți trebuință să vă învețe cineva. Și vine Roman și zice: voi sunteți templu Duhului Sfânt. Și noi avem Duhul Sfânt. Și noi purtăm Duhul lui Dumnezeu în viața noastră în fiecare zi. Eu am dat câteva avertizări cu prorocii Domnului, care zic că s-ai Domnului, și cineva mi-a zis: bă, tu ești ăla care stingi prorocii Domnului? Am zis: eu nu-i sting, ce la tine la biserică cred că n-aveți niciunul. Nu e adevărat, avem 5 proroci în biserică, dar să fie prorocii Domnului, că și noi avem Duhul Sfânt și nouă ne vorbește Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu cu Duhul lui Dumnezeu nu se contrazice. Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Eram la Suceava săptămâna trecută, că m-am dus pentru o nuntă la Iași și acum sunt pentru o nuntă în România. Și un frate care m-a primit la Suceava zice: frate Tiberiu, mă bucur că ești la noi, vrei în seara asta să mergem la un vas de lucru? I-am zis așa: frate, eu am un obicei, eu nu umblu după vase de lucru. Dacă Domnul vrea să-mi vorbească, eu nu trebuie să mă duc să-L provoc pe Domnul să-mi zică ceva. Dumnezeu îmi vorbește și îmi trimite El vase la mine. Nu trebuie să fim oamenii aia care toată ziua să ispitim. Poate prorocul nu veghează, poate nu-i pregătit, poate îl forțez să zică ceva de la el. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Credem în lucrarea Duhului Sfânt, credem în prorociile Domnului, credem în prorocii pe care Domnul îi folosește, dar și noi avem Duhul Sfânt. Și tu ai Duhul Sfânt și tu ai o ungere prin care poți să descoperi voia lui Dumnezeu în fiecare zi. Mai mult decât atât, și noi avem darul rugăciunii. Ori de câte ori avem probleme, ne putem ruga lui Dumnezeu. Dragii mei, Samson a fost foarte înzestrat de Dumnezeu, dar și pe noi Dumnezeu ne-a înzestrat cu multe daruri. Și darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat, ni le-a dat cu un scop. Cu scopul ca să dezvoltăm lucrarea lui Dumnezeu. Mi s-a părut foarte interesant. Mai multe exemple, dar am să le menționez doar pe două. Că anul acesta, Whitney Houston, una din cele mai mari cântărețe din lume, a murit de cancer. După ce a tăiat-o de nu știu câte ori și s-a chinuit ani de zile cu cancerul, a murit. Știați că Whitney Houston a cântat în corul bisericii și a fost din familie de pocăiți? Dar ea n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat o voce specială și un dar aparte ca să-L laude pe Dumnezeu, ca să-L slujească pe Dumnezeu. Regele Elvis Presley și el cânta muzică gospel din familie de baptiști și el n-a înțeles că Dumnezeu i-a dat daruri și l-a înzestrat cu daruri ca să-L slujească pe Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, dragii mei, că Dumnezeu ne-a dat daruri ca să le punem în slujba lui Dumnezeu, ca să zidim lucrarea lui Dumnezeu. Nu doar pe Samson l-a înzestrat Dumnezeu, ci și pe noi ne-a înzestrat Dumnezeu și toate darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat trebuie să le folosim pentru lucrarea Lui și zic Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze, amin. Nu? Ce urât-o sfârșit și Whitney Houston și Elvis la în jur de 40 de ani a plecat. Asta se întâmplă când nu înțelegem că Dumnezeu ne-a înzestrat ca să facem lucrarea Lui. Domnul să ne dea înțelepciune și binecuvântare, amin. Știți ceva? Întotdeauna când slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează.
Spune cuvântul lui Dumnezeu că David a ajuns cu greu împărat. A domnit 7 ani la Hebron, a fugit ani de zile de Saul, viața lui a fost în pericol, după aia ajunge împărat în Ierusalim și David vrea să facă o reformă. Și zice, uite-mă, Dumnezeu m-a ajutat, Dumnezeu m-a binecuvântat, vreau să fac o reformă. Și în această reformă spirituală pe care David a vrut să o facă, a adus chivotul lui Dumnezeu, a vrut să-l aducă la Ierusalim. Chivotul acesta al lui Dumnezeu era un obiect foarte sfânt pe care Dumnezeu l-a poruncit lui Moise când era în pustie. Și chivotul acesta al lui Dumnezeu este o copie a unui chivot care există în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis când au făcut cortul, să faci curtea, acolo să intre jertfele, să faci locul sfânt, acolo să fie pâinea și așa și așa mai departe. Și să faci locul prea sfânt, o încăpere de 5 metri pe 5 metri, în care să intre doar marele preot o singură dată pe an. Și să fie legat cu clopoței și să aducă jertfa și cofunie, jertfa de ispășire. Doar el să aibă acces la chivotul lui Dumnezeu. Și când chivotul lui Dumnezeu va fi purtat, să fie purtat pe umeri de cei din seminția lui Levi, erau niște reguli, erau niște regulamente. Și după ce filistenii și-o băga mâna prin chivot și-o făcut ei tot felul de lucruri, ajunge chivotul în Israel și David zice, aducem chivotul la Ierusalim. Și acum, în drum spre Ierusalim, l-au pus într-o căruță, dau peste o groapă, chivotul dă să cadă și Uza întinde mâna și vrea să oprească chivotul. Și Dumnezeu îl pedepsește cu moartea pentru că el vrea să atragă atenția poporului, că lucrarea asta e o lucrare foarte sfântă. Când David vede, zice, nu mai vreau chivotul să vină la Ierusalim, că Dumnezeu e foarte aspru, Dumnezeu e foarte dur, și să caut acum pe cineva din zonă, cine vrea să primească chivotul lui Dumnezeu. Vă dați seama, după ce a murit Uza, toți au sărit, adu-l la mine. Și Biblia spune că acolo era un om pe nume Obed Edom din Gad. Ăsta era un om care eu îmi imaginez, totdeauna deschis pentru lucrarea lui Dumnezeu. Bă, dacă e nevoie să se facă ceva în lucrarea lui Dumnezeu, eu vreau să mă ofer. Și Obed Edom din Gad zice, punem cel mai bun living la dispoziție, plătim un preot care să stea acolo și să păzească chivotul și vrem să facem lucrarea aceasta pentru Dumnezeu. Și Biblia spune că doar în 3 luni de zile Dumnezeu a binecuvântat toată casa lui Obed Edom din Gad, încât tot Israelul a vorbit despre el. Tot am stat și mi-am imaginat, wow, oare ce i-o da Domnul? Ce mi-ar putea da mie Domnul încât toate televizoarele, toate posturile TV din România să vorbească despre mine zi și noapte? Cât de bine merge, cât de binecuvântat sunt, cât de tare mi-a dat Dumnezeu încât să tot să vorbească despre mine. Și mi-am imaginat, dintr-o dată în casa lui Obed Edom din Gad, s-o înțeles foarte bine părinții cu copiii. Dintr-o dată în casa lui Obed Edom din Gad, soțul și soția erau ca în luna de miere. Bătrânii cu tinerii, tinerii cu bătrânii, o unitate și o armonie în relații extraordinare. M-am dus mai departe și mi-am imaginat. Toți care au fost bolnavi în familia asta, toți dintr-o dată au plecat boala de la ei. Apoi, din punct de vedere material, recoltele lui Obed Edom erau extraordinare. Și tot Israelul a început să vorbească de Obed Edom din Gad, încât a ajuns până la urechea lui David. Dragii mei, când îl slujim pe Dumnezeu, Dumnezeu ne binecuvântează. Un pahar de apă pe care îl dai în numele Domnului nu rămâne fără răsplată. Dumnezeu ne-a înzestrat cu daruri, Dumnezeu ne-a dat oportunități, Dumnezeu ne-a dat binecuvântări să le folosim pentru zidirea lucrării lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne va răsplăti. Multă vreme o zic și asta, m-am gândit, bă, dar de ce a fost David un om după inima lui Dumnezeu? Ce-a avut special? Că nu a fost cel mai moral, să zicem așa. Nu a fost nici cel mai mare om a rugăciunii. Enoch s-a rugat mai mult ca David. Dar ce-am observat când am studiat viața lui David, un lucru care niciunul din împărații lui Israel nu l-a avut, David a vrut să facă lucrarea lui Dumnezeu. Spune Biblia că după ce a ajuns împărat la Ierusalim, a zidit cortul lui Dumnezeu, că templul nu i-a dat voie Dumnezeu să zidească.
Au adus leviții și au plătit și au organizat toată lucrarea. S-a ocupat de lucrarea lui Dumnezeu încât o scris mai bine de jumate din cartea psalmilor ca să fie închinare în casa lui Dumnezeu, ca să meargă lucrarea lui Dumnezeu și-a dus tot poporul către Dumnezeu. La finalul vieții, pentru că nu putea să construiască el templu, Biblia remarcă un lucru foarte interesant. Îi dă toate detaliile lui Solomon despre construcția templului și mai zice ceva acolo, ce n-a făcut niciun împărat al lui Israel. Zice, tot aurul pe care David l-a câștigat într-o viață din lupte, l-a donat pentru construirea casei lui Dumnezeu. De asta a fost David un om după inima lui Dumnezeu, că i-a păsat de ce-i pasă lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu nu-i pasă că mai pui un etaj acasă, lui Dumnezeu îi pasă dacă se mai deschide o biserică, dacă se mai mântuiește un suflet, dacă lucrarea lui Dumnezeu progresează, slăvit să fie Dumnezeu! Darurile pe care le avem trebuie să le folosim pentru dezvoltarea lucrării lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va răsplăti. Știți că împărăția lui Israel s-a desbinat în două, 10 seminții de o parte și 2 seminții de cealaltă parte. Cele 10 seminții au rezistat 200 de ani, după aia au fost duși în robie și au mai rămas Iuda și Beniamin. Și Iuda și Beniamin, dragii mei, au mai rezistat încă 150 de ani singuri fără să fie duși în robie. Știți de ce? Există o expresie care se repetă acolo în Biblie, din pricina împăratului David. Când îl slujești pe Dumnezeu, Dumnezeu te binecuvântează pe tine, îți binecuvântează copiii, îți binecuvântează strănepoții, îți binecuvântează toți urmașii, pentru că Dumnezeu se îndură până la al miilea neam de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui. Slăvit să fie Dumnezeu! Samson, dragii mei, a fost înzestrat cu multe daruri. Un al treilea lucru pe care l-am descoperit despre viața lui Samson este că Samson avea un destin glorios, predestinat de Dumnezeu de la naștere. Nu puteai să te ridici în perioada aia și să zici, eu vreau să fiu judecător în Israel. N-ați văzut în câte o biserică în diaspora. Dacă se ridică câte unul și zice, eu vreau să fiu pastorul, 10 îl pune jos imediat. No, gândiți-vă acum la evrei care așa sunt mai tari ca noi. Eu am zis fratelui pastor că eu acum de aproape 17 ani tot cu evreii am lucrat și am colaborat. Așa sunt popor care dacă i-ai dat o palmă primești 10 înapoi. Și vreau să vă spun că nu puteai să te ridici așa de capul tău să zici, eu vreau să fiu judecător peste voi. Zice că la un moment dat Dumnezeu vine la Gedeon și zice, vreau ca tu să fii judecător peste Israel. Și prima ta misiune este, du-te și taie parul lui Bal. Se duce Gedeon noaptea, era fricos la început, taie parul lui Bal și dimineața vin toți la poarta lui, zice, vrem să te lichidăm, că ai îndrăznit să faci treaba asta. Și vin toate neamurile lui Gedeon și zice, bă, Dumnezeu a zis și dacă Bal îi Dumnezeu să se apere singur. Adică ce vreau să zic, nu puteai așa să te trezești peste noapte și să zici, eu vreau să fiu judecător peste Israel. Trebuia să fii favorizat de Dumnezeu, trebuia să fii pus de Dumnezeu, trebuia să-ți deschidă Dumnezeu ușile și cadrele ca tu să ajungi în frunte. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Samson avea acest destin glorios predestinat de la naștere să izbăvească pe poporul lui Dumnezeu. Până în ziua morții lui, a zis pasajul care l-am citit. Și Samson, dragii mei, nu prea vrea să fie judecător în Israel. El vrea libertate, el vrea distracții, el vrea gășcării, el vrea cluburi, nu vrea nici măcar fete din poporul lui Dumnezeu, vrea filistence, ăstea aveau mult machiaj. M-am întrebat acum pe mulți care găsesc câte o persoană din asta cu mult machiaj și nu descoperă adevărata față decât după nuntă, când nu mai este machiaj. În ziua de azi am văzut că cu machiaj se pot face minuni. O persoană de 80 poate să pară de 40. Cu machiajul se pot face multe lucruri. Și lui Samson îi plăceau fetele cu un kilogram de machiaj. Îi plăceau fetele care erau diferite. Vreau să vă spun, dragii mei, că cele mai frumoase fete sunt cele din poporul lui Dumnezeu. Cei mai frumoși băieți sunt băieții din casa lui Dumnezeu.
Și Samson nu prea vrea să accepte lucrarea asta de judecător peste Israel. El vrea altceva. De ce nu vrea să accepte? Pentru că trebuia să facă două lucruri. Unu, să aducă eliberare de sub robia filistenilor și să conducă poporul într-o închinare către adevăratul Dumnezeu. Dar, dragii mei, nu doar Samson avea destinul ăsta glorios. Și noi avem această chemare mare din partea lui Dumnezeu. Și cu noi Dumnezeu are această lucrare glorioasă. Dumnezeu și pe noi ne-a chemat să aducem eliberare. Și mă bucur că aveți un botez. Dar Dumnezeu să mărească lista de botez. Să înțelegem că noi suntem chemați să aducem oamenii din lume către Dumnezeu. Să înțelegem că noi trebuie să vestim Evanghelia la locul de muncă, acasă, între colegii noștri la servici. Dacă vezi un om supărat și tu ești omul lui Dumnezeu, tu trebuie să te lipești de el și să-i zici: mă voi ruga pentru tine, cu ce te pot ajuta? Când e un eveniment important la biserică, mai cheamă pe cineva. Noi trebuie să înțelegem că și noi avem această chemare ca și Samson de a duce eliberare de sub mâna întunericului, de sub asuprirea diavolului. Și în Oradea mai este loc de mântuire. Slăvit să fie Dumnezeu! Și apoi și noi avem această datorie ca și Samson să conducem poporul spre o închinare adevărată către Dumnezeu. Și acum, dacă s-o deschis ușa, o spunem și pe asta. Am văzut că e foarte la mod aici în România biserici americane, dar cu români. Luăm un model din America, frate, și nu facem nimic. Copiem Xerox. Tot. Și dacă copiem tot, o să avem și succesul tot. În vremea din urmă spune Biblia că nu cantitatea va scădea la biserică, ci calitatea va scădea la biserică. Și atunci, dacă calitatea va scădea, noi trebuie în tot ce facem să facem conform Scripturii. Dumnezeu să ne ajute! Nu cantitatea dovedește că este după legea lui Dumnezeu, ci calitatea dovedește că este după legea lui Dumnezeu. Când am ținut studiul la noi la biserică pe bisericile din Apocalipsa, am ajuns la biserica din Sardes, care este cea mai mare biserică, ea și cu Efes, cele mai mari dintre cele șapte. Și Sardes era într-un oraș prosper, într-un oraș mare în care mergea bine financiar, în care avea o biserică mare și toți cântăreții și toți predicatorii vreau să ajungă la biserica din Sardes. Și când Domnul Iisus se uită la biserica asta, îi zice: bă-ți merge numele! Îți merge numele, ești vestită că trăiești, dar ești, spuneți dumneavoastră, mort. Mai după Sardes urmează o altă biserică, Filadelfia. Biserica Filadelfia avea doar câțiva membri, nu foarte mulți, dar câțiva zeci de kilometri de sat. Nu prea aveau cine să cânte, spun istoricii, nu prea aveau cine să predice, spun teologii. Nu prea se înghesuia nimeni la Filadelfia. Ăștia abia aveau cu ce să-și țină programele. Și când Domnul Iisus se uită la Filadelfia, zice: Filadelfia, n-am nimic de criticat decât să te laud. Să înțelegem că și pe noi Dumnezeu ne-a chemat la o închinare adevărată. Să lăsăm americanismele și să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. Să lăsăm show-ul și spectacolul care se vinde de dragul mulțimii și să ne asigurăm că noi suntem conform cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! Dumnezeu să ne binecuvânteze! Samson nu vroia lucrarea aceasta. Și Dumnezeu l-a chemat la acest destin glorios și Dumnezeu mă cheamă și pe mine și te cheamă și pe tine pentru că vrea să facă lucrări mari cu viața noastră și dacă ceva va conta când vom pleca din viața asta, va conta tot ce am făcut pentru Dumnezeu. Merg mai departe. Aș vrea să mai adaug un lucru. Samson a fost ales, Samson a fost înzestrat, Samson a fost destinat să aibă o lucrare măreață de făcut. Un ultim lucru pe care vreau să-l spun, dragii mei, din viața lui, pe care eu l-am observat, este că diavolul s-a luptat foarte tare cu Samson. În spatele ispitelor și în spatele Dalilelor
a fost diavolul. Diavolul a fost acela care s-a luptat cu Samson. Diavolul este acela care caută să distrugă tot ce vrea să construiască Dumnezeu. Îi răzvrătit diavolul împotriva lui Dumnezeu și a rămas în starea aia de răzvrătit. Și când rămâi în starea aia de răzvrătit, ajungi ca faraon, că nu te mai poți întoarce fără harul lui Dumnezeu. Și diavolul este răzvrătit și caută să distrugă tot ce vrea să construiască Dumnezeu. Și diavolul este acela care l-a atacat pe Samson foarte tare. În primul rând l-a atacat la nivelul chemării. Nu te ocupa tu de slujba de judecător, ocupă-te tu de alte lucrări. Nu te ține tu de regulile pe care le-a stabilit îngerul față de tine când te-ai născut. Du-te tu cu filistence, povestește-ți secretul puterii tale, un atac la plăcerile vieții. Distracții, distrează-te, Samson. Trăiește-ți viața, show! Și diavolul, dragii mei, l-a atacat pe Samson din toate părțile ca nu cumva să-și împlinească marea chemare pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dar știți ceva? Diavolul ne va ataca și pe noi din toate părțile ca să nu trăim la nivelul chemării pe care ni l-a dat Dumnezeu. Samson, între un destin glorios și ispitele acestei vieți, toți care nu înțeleg chemarea lui Dumnezeu, toți care n-ascultă de Dumnezeu, în final au de suferit. Spune Biblia că Samson, prima lui nevastă de la Timna, a fost arsă în foc cu tot cu părinții ei. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că Dalila îl trădează pe Samson, Samson este prins, Samson este dezbrăcat de toată puterea, îi se taie părul, îi se scot ochii din cap, fără anestezie, este pus să învârtă la moara filistenilor și apoi Samson este pus la o mare sărbătoare a filistenilor să joace dansul umilinței. Asta a făcut diavolul cu el pentru că n-a vegheat. Asta a făcut diavolul cu el pentru că nu și-a îndeplinit chemarea. Dar, dragii mei, asta vrea să facă diavolul și cu noi, cu fiecare. Ascultați-mă bine, diavolul are treabă cu noi, cu fiecare. Diavolul vrea să distrugă familii. Diavolul vrea să distrugă relația dintre părinți și copii. Părinți și copii, diavolul vrea să distrugă viața ta și viața mea. Vrea să te dezbrace de putere. Vrea să te facă un creștin formal. Vrea să te facă un creștin care să nu trăiești cu adevărat pentru Dumnezeu. Și dacă poate, diavolul vrea să-ți ia și viața. În Londra era un tânăr tot din satul mare, din familie de pocăiți, care a scăpat acolo în Londra și acolo nu mai era mama și tata. Mama și tata l-au dus la biserică, l-au dus la binecuvântare, l-au crescut lângă Dumnezeu. Și acum acolo a luat-o pe căi lăturalnice, cu distracții, cu gășcari. Și la un moment dat, românii noștri s-au bătut cu niște negri în Stratford, chiar unde au fost Jocurile Olimpice. Și acum știți că românii sunt puternici, la cărămizi, la lopată, toți zici că au făcut sală. Și i-au bătut pe negrii ăia. Dar când a dat să plece, un negru a venit și i-a băgat un cuțit în lateral. Și acolo a murit jos, și acolo a căzut și a murit jos pe loc. Copil crescut în biserică, copil dus la binecuvântare, copil învățat legile și poruncile lui Dumnezeu. Asta vrea să facă diavolul cu noi dacă nu suntem atenți. Diavolul vrea să ne distrugă. Diavolul vrea să-ți ia ochii din cap ca și lui Samson. Diavolul vrea să-ți lege mâinile și picioarele, să-ți distrugă viața, să te lege cu tot felul de duhuri, să nu mai ai putere să te întorci la Dumnezeu. Dar îmi place foarte mult, dragii mei, că atunci când Samson este prins, într-un moment de claritate, Samson își aduce aminte de Dumnezeu. Și Samson se roagă și zice: Doamne, mai dă-mi o dată putere să-mi îndeplinesc chemarea. În această dimineață, dacă te-a prins cu ceva diavolul, dacă te-a prins cu ceva cel rău, fii și tu un om ca și Samson, care să-ți aduci aminte de Dumnezeu și în rugăciune să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, în dimineața aceasta dezleagă-mă, eliberează-mă, lupe toate lanțurile celui rău, pune Duhul Tău cel Sfânt peste mine, îmbracă-mă în lumină și nimicește toate lucrările întunericului.
Dacă la ușă te așteaptă Îngerul lui Dumnezeu la plecare, tu să pleci cu haina curată, ăsta e scopul acestui mesaj, să plecăm plini de Duhul Sfânt acasă. Ăsta e scopul acestui mesaj, să facem de rușine pe diavolul și toate atacurile lui și legăturile lui și să luăm în brațe pe Dumnezeu și să trăim cu Dumnezeu până la capăt, pentru că El este mântuirea noastră, slăvit să fie Dumnezeu. Știți că dacă nu erau ultimele două versete din viața lui Samson, am fi zis că Dumnezeu nu l-a primit pe Samson. Dar povestea lui Samson nu se încheie pe un fond trist. Uitați ce zice Biblia. Ultimele două versete din Judecător 16, 31 și 30, doar 31. Zice, frații lui și toată casa tatălui său s-au coborât și l-au luat când s-au suit, l-au îngropat în Țorea și Eștalon, în mormântul tatălui său Manoah. El fusese judecător în Israel 20 de ani. La ultima rugăciune, indiferent cât a oscilat Samson, indiferent cum a fost viața lui, indiferent cât a alunecat, Dumnezeu l-a primit. Dragul meu, Dumnezeul nostru este dragoste. Slujim unui Dumnezeu plin de milă și de îndurare. David la un moment dat zice, decât să cadă în mâinile oamenilor, mai bine să cadă în mâna lui Dumnezeu, că Dumnezeu e mai bun ca oamenii. Și în dimineața aceasta, dacă ai alunecat, dacă te-ai răcit, dacă ai dat înapoi, dacă nu-i mai Dumnezeu pe primul loc, aici este un Dumnezeu plin de milă și de îndurare, care dacă te vei ruga, te va primi așa cum ești, care dacă te vei ruga și îi vei cere putere, va coborâ Duhul lui cel Sfânt peste tine și te va ridica din orice stare și te va binecuvânta și te va întări, pentru că trăim vremurile din urmă și Dumnezeu te iubește. Mai spun și asta și apoi vom lăuda pe Domnul și ne vom ruga. Mulți mă întreabă, păi frate Tiberiu, la câte pecete suntem? Alții, suntem în Apocalipsa? Știți ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi? Nu la câte pecete suntem sau dacă suntem în Apocalipsa, ci la fraza aia din Apocalipsa care se repetă. Și orice necazuri au venit peste ei, oamenii tot nu s-au mai pocăit de faptele lor. Tot nu s-au mai întors la Dumnezeu. Pentru că ușa de har se închide și vei rămâne fără Dumnezeu. Și vei vrea să te întorci și dacă nu va mai fi Duhul lui Dumnezeu, nu vei mai putea. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului, întoarce-te la Dumnezeu. Astăzi se cheamă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să mergi la pastorul Radu la final și să zici, și eu vreau să-L slujesc pe Dumnezeu. Și eu vreau să mă înscriu la botez și eu vreau să fac legătura cu Dumnezeu, pentru că s-ar putea să ajungi ca faraon, să vrei și să nu se mai poată. Dumnezeu e drept. Și astăzi te cheamă Dumnezeu să te pocăiești, să te întorci, să spui viața în rânduială, pentru că are mari binecuvântări peste tine. Samson a oscilat între un destin glorios și ispitele acestei vieți și recunoaștem și noi că de multe ori am oscilat, dar în dimineața asta Dumnezeu ne cheamă din nou acasă. În dimineața asta Dumnezeu ne cheamă din nou la dragostea din tâi, la pasiune, la dedicare, la hotărâre, pentru că cu El e cel mai bine. Cu Dumnezeu e cel mai bine. Am 46 de ani, mulțumesc Domnul să vă binecuvânteze. 23 de ani am trăit fără Dumnezeu și 23 de ani cu Dumnezeu. Vă spun, cu Dumnezeu e cel mai bine. Cu Dumnezeu e cel mai bine. Te cheamă Dumnezeu în dimineața asta. Nu lăsa să plece trist. Spune o cântare. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Astăzi te cheamă Dumnezeu să te întorci la El. Astăzi te cheamă Dumnezeu să rupi acele lucruri negative din viața ta și să faci voia lui Dumnezeu până la capăt.